Asistența medicală comunitară reprezintă un nou serviciu social menit să îmbunătățească accesul la îngrijirea medicală. Acest serviciu este gestionat de autoritățile locale prin compartimentul de asistență socială și prin centrele comunitare integrate. Asistența medicală comunitară cuprinde ansamblul de programe, servicii de sănătate și acțiuni de sănătate publică la nivelul comunităților, destinate creșterii accesului populației, în special a persoanelor și grupurilor vulnerabile, la servicii de sănătate centrate pe prevenție. Potrivit directorului Direcției de Sănătate Publică Sălaș, Ligia Marincaș, de aceste beneficii poate beneficia orice membru al comunității, complementar serviciilor medicale. În luna februarie 2017 s-a emis o ordonanță de urgență privind asistența comunitară, care cuprinde un ansamblu de programe, servicii de sănătate și acțiuni de sănătate publică furnizate la nivelul comunităților cu scopul creșterii accesului populației și în special a grupurilor vulnerabile, inclusiv a celor de etnie romă, la servicii de sănătate și, de ce să nu o spunem, în special la cele centrate pe prevenție. Scopul este de a îmbunătăți starea de sănătate a populației prin asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate a tuturor persoanelor din comunitate. Cine sunt responsabili de organizarea și de asigurarea serviciilor de asistență medicală comunitară? În primul rând, autoritățile administrației publice locale. Personalul care lucrează în asistența medicală comunitară sunt asistentul social, asistentul medical comunitar, mediatorul sanitar și aceștia trebuie obligatoriu să lucreze cu personalul din cabinetele medicilor de familie. Asistența medicală comunitară va fi realizată prin serviciile de asistență socială și centrele comunitare integrate și vor fi realizate de către asistenții sociali în asistenții medical-comunitari, mediatorii sanitari, care au obligația să colaboreze cu personalul medical din cabinetele de medicină de familie în vederea asigurării acestor servicii pentru toți membrii comunității. La ora actuală, la nivelul județului Sălaj, activează 27 de asistenți medicali, a explicat directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj, Ligia Marincaș. Furnizarea serviciilor de asistență comunitară se poate face atât prin serviciul public de asistență socială care este organizat la nivelul primăriei, prin compartimentul de asistență medicală comunitară pe care noi dorim să-l organizăm și prin centrele comunitare integrate înființate acolo unde se consideră că este necesar prin hotărâre ale autorităților locale. În ceea ce privește situația din momentul de față, noi deja avem un număr de 27 asistenți medicali comunitari în 25 de comune și 2 în municipiul Zalău, iar pentru populația romă avem un număr de 6 mediatori sanitari care se ocupă cu precădere de problemele medico-sociale a populației de etnie romă. Finanțarea asistenței medicale comunitare se asigură din bugetul local al autorităților publice locale, cu fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul autorităților administrației publice locale din surse proprii, precum și din alte surse în condițiile legii. Monitorizarea și evaluarea acestor servicii este de responsabilitatea Direcțiilor Județene de Sănătate Publică împreună cu autoritățile administrației publice locale. Raportul privind activitatea de asistență medicală comunitară se transmite lunar Ministerului Sănătății de fiecare județ.